Bună dimineața! O conferință de presă prilejuită de ședința Consiliului General, care va începe peste o oră. Alături de mine, Ana Ciceală, liderul Consilierilor Generali USR, și Stelian Bujdoveanu, liderul Consilierilor Generali PNL în Consiliul General. Înainte de subiectele Consiliului General, o chestiune. După cum știți, în urmă cu vreo 10 zile am invitat-o pe Gabriela Firea la 3 dezbateri în ultima săptămână de campanie. A dat un răspuns evaziv că depinde de invitațiile pe care televiziunile ni le vor face și atunci revin cu o invitație, o provocare, cum vreți să o luați. O invit pe Gabriela Firea la 3 dezbateri în ultima săptămână de campanie, miercuri 23, joi 24, vineri 25, în sala de Consiliu a Primăriei Capitalei, cu toate televiziunile care vor să vină de față. Deci nu mai depindem în felul ăsta de invitații pe care televiziunile să ni le facă. O invit să organizăm împreună această dezbatere, unul la unul, cu un moderator pe care îl alegem și cu toate televiziunile de față, miercuri 23, joi 24, vineri 25. Și în felul ăsta putem să discutăm și dacă a atras 1 miliard de euro fonduri europene, cum zice ea, sau 30 de milioane, cum zic eu, și câte au fost investițiile în infrastructură și dacă s-a făcut o revoluție în trafic, și dacă dispar sau nu dispar spații verzi, și dacă a reabilitat 52 de kilometri de conductă, cum zice ea, sau 680 de metri, cum zic eu. Putem să discutăm și de cele peste 15.000 de sesizări pe care le-au făcut cetățenii până în momentul ăsta pe București umilit. Probabil că o să fie mult mai multe la momentul ăla. Deci discutăm de bilanțul real al Primăriei Capitalei și de proiectele fiecăruia dintre noi. Consiliul General de azi, în opinia mea, sunt câteva subiecte importante. În primul rând, testarea. Din nou, sunt niște proiecte de testare. Eu sunt un susținător al testării, pentru că este un mod de a ne preveni cu toții ca societate în fața acestei pandemii. Numai că atunci când spunem că facem testare, s-o și facem. Și pentru că au trecut deja 6 luni de când această pandemie a început, e momentul să venim și cu niște cifre. Și cea mai importantă o aveți aici. Câte teste s-au făcut în România de când a început această pandemie de 6 luni? 1.800.000, asta este numărul la 31 august, de fapt până acum a depășit 1.900.000. Câte a făcut primăria? Nici 1%. Da? 13.000 de teste până în aproximativ până în 31 august. Concluzia este, nu mai vorbesc de cum au fost, dacă au fost făcute pe persoane pe care trebuia sau la întâmplare, nu mai vorbim nici măcar de asta. Concluzia este că am avut un primar care a vorbit de testare și n-a făcut testare. Asta este singura concluzie care se impune. Ana Ciceală o să detalieze subiectul testărilor pe care Primăria Capitalei a tot promis că le face și nu le-a făcut decât în mică măsură. Un alt subiect important este bugetul și concluzia este că continuă delirul. Suntem în septembrie 2020 și primarul continuă să propună consilierilor generali un buget cu venituri de 7 miliarde de lei, așa cum a făcut și în 2019 și a încasat 4 miliarde, așa cum a făcut în mai mică măsură în 2018. Deci Primăria Capitalei a încasat 2016, 2017, 2018, 2019, 4 miliarde și continuă să pretindă că în 2020 va încasa 7 miliarde. Și după aceea se miră că de ce e în faliment. Asta este o chestiune. Și în fine, ultima chestiune care ține de buget și care ține de dezvoltarea Bucureștiului.
se taie banii pentru planul urbanistic general. După cum știți, Bucureștiul are un plan urbanistic general din 2000, legea spune că el trebuie actualizat la 10 ani, au trecut 20, nu s-a actualizat. Și mai mult decât atât, vedem prin această tăiere din bugetul de azi că primăria nu are nicio intenție de fapt de a actualiza planul urbanistic general, ceea ce înseamnă că de fapt nu are nicio intenție de a da o direcție de dezvoltare pentru București. Asta este concluzia. O invit pe Ana Ciceală acum să detalieze aceste subiecte. Mulțumesc. După cum știți, realitatea o contrazice mereu pe Gabriela Firea în ceea ce privește capacitatea ei managerială. Nicușor Dan a punctat foarte bine în ceea ce privește testarea și anume faptul că acest primar promite foarte mult, vorbește foarte mult despre câte testări face ea, dar în același timp face foarte puțin. Cifra aceasta de 13.000 de teste comparată cu 1.800.000 de teste făcute de Ministerul Sănătății cuprinde de fapt și testări de anticorpi, cuprinde testări care nu ar fi trebuit să fie făcute în mod normal, de exemplu testăm pentru vacanță. Nu asta era prioritatea pe bugetul municipiului București în anul acesta în care Gabriela Firea se plânge că îi sunt blocate conturile pe spețe oneroase. Și cuprinde de asemenea un mare eșec, un eșec de la un capăt la altul în a prioritiza nevoile cetățenilor, nevoile oamenilor medicale, și oameni care cuprinde altfel și toți lucrătorii primăriei care vin în contact cu publicul. Ca să vă dau un exemplu de astfel de cifră, acum o lună, ultima cifră avansată de către primărie, se testaseră pe proiectul de testăm pe cei care nu stau acasă și testăm lucrătorii noștri, 774 de oameni din 3.000 de teste prognozate pe acest proiect. Astăzi, Gabriela Firea vine și ridică acea ștachetă de 3.000 de teste la 27.000 de teste, însă, cum spuneam, eșecul va fi tot acolo, fiindcă dacă după 5 luni ai reușit să testezi numai 774 de oameni din 3.000, e puțin probabil că în următoarele luni vei reuși să ajungi la 27.000 de teste pentru a testa lucrătorii din propria subordine. Oameni care de altfel lucrează cu publicul și care sunt într-un grad de risc foarte avansat. Bun, astăzi primarul general, cu aceste eșecuri pe masă, vine și ne propune câteva proiecte de testări care de altfel pot să sune bine. Bineînțeles că este bine să testăm elevii și profesorii, vom vota și noi acest proiect, dar în care nu mai putem avea încredere pe baza rezultatelor trecute că se vor și realiza. O a doua problemă cu un alt proiect de testare pe care îl avem astăzi pe masa Consiliului și anume testarea de anticorpi este aceea că de fapt pe această testare de anticorpi nu avem nicio oportunitate medicală, fiindcă de fapt se testează voluntarii, deci nu va fi un eșantion statistic relevant. Și în același timp depistează virusul această testare de anticorpi. Singura testare care depistează virusul, medical vorbind, este testarea PCR. Din acest punct de vedere, consilierii USR vor face un amendament astăzi la proiect pentru a aduce tot bugetul de la testarea de anticorpi la testarea PCR prevăzută la punctul 3 pe ordinea de zi. Aceasta este concluzia lunilor de testare ale unui primar falimentar. Ajungând la bugetul capitalei și la rectificarea bugetară de astăzi, avem această sumă imensă prevăzută ca venituri, dar avem și o sumă imensă prevăzută ca subvenții, un record absolut care se atinge astăzi la STB de 1,4 milioane de lei subvenție. Se mărește cu 110 milioane de lei subvenția astăzi în prevederea propusă de Gabriela Firea. Gândiți-vă că vorbim
de aproape 300 de milioane de euro din bugetul capitalei, numai pentru a plăti o companie municipală care este practic în faliment cu o subvenție de tipul acesta și care performează foarte, foarte prost. În același timp, și va vorbi Stelian Bujduveanu despre asta, avem o pretinsă blocare a conturilor primăriei, dar nedemonstrată de către familia Costanda. Ce vreau să spun este că la rectificarea bugetară sunt lucruri care pot să sară în ochi, și anume dacă ar fi blocate într-adevăr conturile primăriei, de ce Gabriela Firea ne propune să își cumpere din banii noștri o lavalieră de 5.000 de lei la Primăria Capitalei? De ce, de exemplu, la Circul București se suplimentează sume importante la salarii? Întâmplător sau nu, este locul în care acum câteva luni s-a dus consiliera PSD să managerieze Anca Flore. De ce, de asemenea, la administrația monumentelor se cumpără în continuare socluri scumpe, se dau bani pentru iluminat statui? Toate aceste răspunsuri nu duc decât la o singură concluzie. Suntem în faliment, în fapt, și cu toate astea, Gabriela Firea și în ceasul al 13-lea dă bani pe toate lucrurile sclipicioase din lume, pe toate lucrurile care nu aduc, de fapt, nimic nou și bun pentru bunăstarea bucureștenilor. Mulțumesc frumos! Stelian? Mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc frumos! Un pic pe subiectul testării, îmi permit să completez. Testarea, Gabriela Firea își propune ca în perioada următoare, însumat numărul de teste pe toate proiectele pe care le-a propus în Consiliu, să ajungă la 350.000. Arăta corect, Nicușor Dan. Vă închipuiți dacă în 6 luni a făcut 13.000. Cum va reuși să ajungă la 350.000 în perioada următoare? Mai mult, proiectul care e pus astăzi pe ordinea de zi, cel care face referire la testarea copiilor din municipiul București, din perspectiva noastră, e prezentat ca o sperietoare. Dorește să inducă panică în părinții din municipiul București. Asta este, în realitate, motivul pentru care a propus acest proiect, pentru că știe că, practic, nu are capacitatea de a testa 250.000 de elevi. Am discutat cu reprezentanții Ministerului Sănătății și ne-au spus că un asemenea proiect nu este oportun din mai multe puncte de vedere. Odată există triaj, odată nu se recomandă testarea pacienților asimptomatici sau pacienții care nu prezintă niciun fel de simptomatologie că ar fi infectați cu virusul COVID. Deci un asemenea proiect, la o asemenea magnitudine, i-a adus strict în campanie electorală, odată pentru PR și a doua oară pentru a insinua o stare de panică în rândul părinților, pentru că în câteva zile începe anul școlar. Trecând mai departe la celelalte proiecte, repet, nu a fost în stare să testeze până acum cele pe care și le-a aprobat în Consiliu. Nu are cum să suplimenteze acele proiecte. Grupul PNL se va abține la aceste proiecte, pentru că noi nu girăm o acțiune de PR a primarului, ci girăm doar acțiuni care sunt aduse în beneficiu cetățenilor. Mergând mai departe pe ordinea de zi, aș vrea să subliniez că mai există primari în București. Și aici fac referire la primarul Dan Tudorache, la sectorul 1, care în al 12-lea ceas, cu o nesimțire nonșalantă, propune Consiliul General înființarea unei noi companii la sectorul 1. Nu este de ajuns că acest model a falimentat Primăria Capitalei în ultimii ani. Nu este de ajuns că acest model falimentează primării de sector rând pe rând. E nevoie și acum, în ultimul ceas, să mai înființăm încă o companie. Și aici, grupul PNL nu va gira un asemenea proiect. În final, îmi permit să reiau discuția pe problema Constanta. A spus corect colega noastră, Ana Ciceală. Nu știm astăzi dacă conturile sunt blocate. Primăria spune doar cu jumătate de gură care conturile blocate și o somăm public pe doamna primar general să ne spună aveți, doamnă, conturile blocate sau nu? Pentru că vedem că veniți cu fel de fel de proiecte și în același timp, după 5 ședințe de Consiliul General de îndată, astăzi ați ales să nu puneți pe ordinea de zi problema Constanta. De ce? Nu mai este o problemă stringentă? Ați rezolvat-o și nu știe bucureșteanul că s-a rezolvat? Că banii nu i-am văzut în buget. N-am auzit să se fi plătit acești bani. Și atunci ne duce cu gândul la ideea că toată această mascaradă din ultimele luni a fost făcută strict pentru campania electorală. Nu a avut niciun interes de a rezolva problema bucureștenilor, nu a existat o problemă reală, ci au creat o problemă reală pentru că nu au dorit să plătească banii când au fost deadline-ul pentru a face plata
și acum vin în fața bucureștinilor și se ascund, ascunzând subiectul sub preș. Vă mulțumim mult! Da, vreau să adaug la ce a spus Stelian. Am mai cerut asta. E datoria primarului să vină în fața consilierilor și a bucureștenilor să spună care este datoria curentă a municipalității și către cine, ce sume și către cine. Da? Și dacă vorbim de cazul Constanța, da, să vină și să prezintă acordul pe care l-a încheiat cu Constanța, da, pentru eșalonarea acestei plăți, ca să vadă toată lumea când sunt termenele pentru aceste plăți, pentru diferitele tranșe din suma pe care o datorează. Fără aceste date discutăm în abstract. Nu mai spun că consilierii generali, care conform legii gestionează bugetul municipalității, trebuie să aibă aceste date, nu? Dacă vor să, dacă li se cere să voteze o chestiune precum rectificarea bugetară a bugetului capitalei. Dacă sunt întrebări. Ar vrea să știu care este, că tot vorbeați despre buget, dar doar ca reacție la ce se întâmplă în momentul de față în Consiliu, nu am văzut inițiativă. În sensul de a ști care este proiecția noastră de buget pe capitală pentru 2021. Pe ce dorește Timpușor Dan să-i cheltuiască banii primăriei? Sau cum ar vedea bugetul pe anul viitor? În linii foarte mari, bineînțeles că exact ce am spus câteva secunde mai devreme, trebuie să avem o estimare realistă a cât este datoria curentă și care sunt termenele de plată a acestei datorii. În linii mari, în primul an de mandat trebuie reparat această gaură financiară, adus la linia de plutire bugetul capitalei. Asta se face prin desființarea principalelor companii, readucerea capitalului din aceste companii în bugetul primăriei, bineînțeles transferul oamenilor către administrațiile publice, reducerea semnificativă a cheltuielilor inutile cu târguri, petreceri și așa mai departe. Și foarte important, echilibrarea bugetului de investiții prin atragerea consistentă a fondurilor europene. Deci, în primul an, o să vedem dacă este nevoie și de un împrumut pe care să-l gireze Guvernul României pentru a ieși din această situație de faliment. Însă, în primul an, echilibrul financiar și atragerea de fonduri europene pentru investiții consistente și fondurile europene am anunțat de-a lungul timpului pentru ce? Pentru metrou de suprafață, pentru reabilitarea liniilor de tramvai, cumpărare tramvaie, pentru semaforizare inteligentă, pentru înverzirea spațiilor verzi și toate aceste proiecte de care am vorbit. Și despre dezvoltarea capitalei, mă refer la cadastru, la partea imobiliară, menționat, cum ar trebui să dezvoltăm București, deși spuneți că nu are un plan urbanistic. Aici sunt două chestiuni. Este o chestiune care ține de date, pentru că foarte bine spuneți, primăria nu are un set de date urbane pe baza cărora să iei decizii și cadastru este unul dintre ele. Cel mai important este vorba de o cadastrare inteligentă a proprietăților municipalității. După cum știți, în momentul de față avem o hotărâre de Consiliu cu un PDF scanat din care nimeni nu înțelege care sunt de fapt proprietățile și din cauza asta nici nu avem o evaluare realistă cum putem să folosim aceste proprietăți și dacă cât poate municipalitatea să scoată anual din ele ca venituri la bugetul public. Deci asta este o chestiune și din nou există bani pentru asta. Deci ce pot să promit este că o să facem o cadastrare a ce înseamnă proprietățile în regim de domeniu public și în regim de domeniu privat a municipalității. Nu promit în acest moment cadastru general pe București. În ceea ce privește planul urbanistic general, după cum știți, este atribuit încă de acum 5-6 ani
către Universitatea de Arhitectură, dar în opinia mea nu s-au făcut progrese consistente. O să vedem ce au făcut, pentru că au refuzat. Au fost mai multe ședințe de Consiliu General în care a venit inclusiv responsabilul de proiect de la Universitatea de Arhitectură și a refuzat să spună până unde a ajuns cu planul urbanistic general. În opinia mea, o să confirmăm când o să avem toate datele, în opinia mea se impune un nou concurs pentru planul urbanistic general la care să participe mari firme de urbanism din lume. Pentru că, așa cum se pare, nu am avut mari progrese și atunci e bine dacă Universitatea de Arhitectură nu a reușit să înainteze cu proiectul ăsta, e bine să redeschidem, concursul, să-l anunțăm din timp, să facem un mare concurs internațional și într-un termen de 3 ani să spunem că vom avea un plan urbanistic general care să țină cont de toate realitățile Bucureștiului. Mă referam mai mult la faptul că acum 15-14 ani vedeam o viziune la fostul primar Vindeanu care spunea că Bucureștiul trebuie să se dezvolte în sud, că acolo poate construi un nou aeroport de care are nevoie. Noi cartiere de locuințe. Vedeam în partea de nord că avea viziunea asupra terenelor, grădină zoologică. N-am mai văzut nimic în ultimii ani de la nimeni, niciun fel de proiect de dezvoltare al capitalei, doar vedem și facem. Ce se întâmplă, vedem și reparat după aia. Nu. Dar planul de dezvoltare, sud, nord, unde, cum se duce Bucureștiul, are loc să dezvolte, nu are loc să se dezvolte? Mm-hmm. Ok. Am două răspunsuri la chestiunea asta. În primul rând, există două instrumente. Există care sunt aprobate de Consiliul General în mod simultan. Există planul urbanistic general și există o strategie de dezvoltare a Bucureștiului. Planul urbanistic general din 2000 a venit împreună cu o strategie de dezvoltare a Bucureștiului care s-a numit București 2020. Primarul Videanu, chiar dacă avea niște idei personale la acel moment, el trebuia să se referă la documentul strategic care îl obliga să, la care era obligat să se raporteze, anume la viziunea asta București 2020. Nu s-a întâmplat nimic. Era acolo, era aeroportul, era o mare autogară internațională, erau foarte multe lucruri la care... Financiar, care a trebuit la dezvoltarea Bucureștiului. Bun. Deci asta era strategia. Nu avea indicator financiar adevărat. În jurul anului 2010 sau poate 2011-2012, primarul Oprescu ne-a propus o altă strategie la care au lucrat niște specialiști fără să aibă date. Așa au spus încă de la început. Nu avem date, dar asta este viziunea noastră, care s-a numit București 2035. Nu s-a implementat nimic din această strategie. Deci sunt niște documente, niște documente moarte, practic. Și atunci este obligatoriu ca aceste documente să fie făcute pe bune. În sensul că trebuie să colectăm toată echipa de multidisciplinară de specialiști care va elabora planul urbanistic general și strategia atașată, trebuie să țină cont de evoluția orașului și să dea, bazat pe date, o strategie adevărată. Până atunci însă nu putem să blocăm orașul până când o să apară această strategie și proiectele pe care le-am propus propun dezvoltare, adică metroul de suprafață propune dezvoltare, marile parcări la intrarea în oraș conectate cu acest metrou de suprafață care în sudul lui Giurgiului, în sudul străzii Giurgiului sau în zona de sud-vest Alexandriei te conectează și ești la un 20 de minute de Pipera, astea sunt mari oportunități de dezvoltare pe care privații pot să le ia și să vină să dezvolte în acea zonă. Ați făcut referire puțin mai devreme la fondurile europene pe care le-a atras Primăria Capitalei în mandatul Gabrielei Firea. Pe ce anume vă bazați când spuneți că nu s-au atras fonduri la valoarea despre care vorbește primarul? Pe execuția bugetară. Execuția bugetară este publică. La nivelul anilor 2017, 2018, 2019 este validată de către Consiliul General prin hotărâre de Consiliul General. La nivelul curent al anului 2020 este pe acel site de transparență bugetară a Ministerului Finanțelor Publice. Și
În execuția bugetară pe 2017 o să vedeți că s-au încasat 8 milioane de lei. În 2018 o să vedeți că s-au încasat undeva la 30 de milioane de lei și în 2019 undeva la 100 de milioane de lei. Ăștia sunt toți banii luați pe fonduri europene. În total fac 30 de milioane de euro. Vorbeați de dezvoltarea infrastructurii. În această dimineață, bucureștenii s-au confruntat cu o situație groaznică la intersecție între DN1 și DN7. Acolo se extind lucrările, practic, vor fi gata mai la anul. Neavând o șosea de centură, un drum pe care făcea în 10 minute, ajung să-l facă în 40 și li s-a promis că vor sta chiar și o oră jumătate de trafic dacă nu evită zona. Pe de altă parte, șoferii spun că nu au pe unde să evite zona. Cum se pot rezolva situațiile în care să fie tot București un șantier și oameni blocați cu orele la intrarea în oraș sau chiar în oraș? Asta înseamnă management de lucrări și sunt specialiști care știu să facă management de lucrări. În ceea ce privește centura rutieră, cea clasică, nu cea în regim de autostradă, aici trebuie să avem un parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu CNAIR-ul, pentru că și există și voință, există și banii pentru ca șoseaua de centură împreună cu podurile importante la ieșirile din oraș să fie făcută în mandatul acesta de 4 ani. Ce am putut să constat este că Primăria Capitalei în acest mandat nu numai că nu a reușit să se înțeleagă cu guvernele succesive, cu niciunul dintre ele, dar nici măcar nu s-a dus constructiv către aceste guverne, către Ministrul Transporturilor, către CNAIR, să spună cum poate să ajute în realizarea șoselei de centură. Ce a făcut Oradea în momentul în care și-a făcut șoseaua de centură a fost ca primăria din Oradea să facă toate documentațiile tehnice pentru ca ulterior ministerul să vină cu banii și să scoată la licitație lucrările. Primăria n-a făcut asta. Sunt convins că în momentul ăsta, dacă întreb primarul, habar n-are care sunt loturile care sunt scoase la licitație și care nu sunt. Aș mai avea o întrebare, dacă ne puteți spune din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă capitala și pe care dumneavoastră le-ați putea rezolva în timp scurt? Păi sunt 5. Dacă ne puteți spune măcar două dintre ele, cele mai mari? Traficul, poluarea, încălzirea, riscul seismic și falimentul. Astea sunt cele 5 mari probleme ale Bucureștiului din momentul ăsta. Putem să, dacă vreți, pot să vă spun pe scurt ce se poate face în fiecare. În ceea ce privește traficul, putem să-l reducem cu 40% și lucrul cel mai important este să eficientizezi transportul public și asta se face cu metro de suprafață, cu mari parcări la intrare, cu prima bandă pentru autobuz, troleibus și cu refacerea infrastructurii de tramvai, pe scurt, plus semaforizare inteligentă conectată cu transportul public. În ceea ce privește poluarea, trebuie să ne uităm la sursele de poluare care sunt traficul, am vorbit, gropile de gunoi legale și ilegale, șantierele de construcții și spălarea străzilor care nu se întâmplă, plus trebuie să facem spații verzi, nu să le dăm, cum se întâmplă în mandatul ăsta. Pe termoficare trebuie pur și simplu să schimbăm conductă și avem bani europeni pe care administrația actuală n-a fost în stare să ia. Pe consolidarea riscului seismic avem procedură în OG90 la care am lucrat și eu în Parlament. Trebuie pur și simplu să terminăm inventarul, primăria să plătească și expertizarea și proiectarea și să înceapă după ce iau un credit, pentru că sunt lucrări consistente, chiar să facă într-o proporție foarte mare această consolidare. Și pe faliment trebuie pur și simplu să reajustezi cheltuielile și, așa cum am spus, ajută foarte mult fondurile europene pentru investiții. Astea sunt, pe scurt. Bine, mulțumesc!